Bine ați venit la etalarea pentru leu, ascendent lună soare și haideți să vedem ce avem pentru voi pentru luna octombrie. Ce avem pentru voi pentru luna octombrie? 10 de bute. Lumea. Eremitul împăratul 4 de săbii. Pentru unii dintre voi, dacă ați avut probleme cu sănătatea, să știți că se îmbunătățește. Pajul de monede, magicianul, doi de spade, pajul de bâte. Și mulți dintre voi cred că ar fi cazul să mergeți pe o energie de a face independent munca voastră, cariera voastră. Chiar dacă cereți ajutorul celorlalți, este bine să vă axați numai pe voi, pentru că aveți împăratul și aveți și pajul de bute, un nou început, încă nu știți cum să acționați sau poate nu ați luat decizia. Îndrăgostiții, deci decizia pe care trebuie să o luați, regina de monede, împărăteasa, regele de săbii. Va trebui să acționați foarte repede și cavalerul de săbii, iar aici aveți regina de cupe. Și la bază avem roata. Perfect! Asul de cupe. O întoarcere de situație cu multă dragoste și iubire sau poate deveniți foarte, foarte creativi. Interesantă etalarea voastră. Haideți să vedem ce avem aici. Zic că vă bucurați de o relație de fericirea conjugală și e posibil, într-adevăr, să vă întâlniți un suflet pereche. Pentru că dacă aveți această dorință, acesta va fi aici. Dar în același moment, Fiți foarte atenți pentru că voi aici aveți regele de săbii și cavalerul de săbii. E ca un fel de să nu arunci cu pietre în apă din cauza comunicării greșite, să nu te exprimi altfel și să înțeleagă altceva persoana respectivă. Haideți să vedem ce avem aici. Luna și 3 de monede. Fiți atenți la niște conflicte pe care le veți avea în casă, fie cu copiii, pentru că aveți și pași, fie cu bătrânii, pentru că aveți remitul. Sau cu frații mai mari. Cine are. Ce vrea să-mi spun aici zecele aceasta de bute și 5 de săbi și am să mai trag o carte pentru că este foarte interesant ceea ce îmi spune, pajul de bute și echilibru. Hmm. Va trebui să închideți poate niște probleme, fie legate de un imobil, fie ceva legat dintr-o altă țară. Um. Poate un câștig care trebuia să luați de pe piața monetară. Le văd ca pe O, re... Oh! Și șapte de spade. Oh! Uh. Ok. Deci. Asta e un fel de surse care nu sunt binevenite sau... Eu ar zice că șaptele ăsta de spade, pajul și echilibru, ar trebui să vă... Dacă sunteți șefi, ar trebui să vă supravegheați subordonații, pentru că sunt șanse de scurgere de venituri spre sfârșitul acestei luni. Finanțele se scot atunci când voi sunteți independenți și sigur pe ceea ce vreți să faceți, aveți și împăratul aveți și împărătea. Și împărăteasa întotdeauna aduce confort de lux, de bani. 8 de cupe, 6 de cupe, regele de bute. Vă cere să ieșiți afară din ceva toxic, ceva care nu mai merge. E ceva la care? Dorești să faci o investiție, dar cum reinvestești un produs care ți-a adus beneficii. Nu trebuie ceva nou. De ce reinvestești? Pentru că aveți șase de cupe, se repetă ceva. Iar optul acesta de cupe este să pleci din ceva care nu merge. Pentru că aici va fi o... o un fel de una caldă, una rece. Și cred că regele ăsta de spade și cavalerul de spade este un fel de a vă împiedica datorită unor noi legi, să zicem, de comerț, de, pentru că asta face, e legea, o politică. Și ia uitați aici, patru de bute. Aveți succes dacă într-adevăr încercați să o faceți voi singuri, puterea voastră de plină. Iar aici înseamnă și o avansare în poziție pentru cei care nu aveți propriu-zis munca voastră. Și posibil, unii dintre voi, să faceți multe uh, călătorii, dar cred că aceste călătorii vă va schimba în primul rând psihologic și fluxul financiar care va veni la voi. Împărăteasa din nou. Asta înseamnă că prin grația ta, prin felul tău de a vorbi, nu dai cu bățuna în baltă, te va ajuta enorm. Deci fiți foarte atenți la felul cum veți vorbi, pentru că asta îmi spune aici. Fiți foarte atenți. Sunt oameni mai sensibili, sunt... Deci există o confuzie aici, e un fel de... Ești inteligent, ai posibilitatea să faci ceva, dar în momentul în care vei comunica, fii foarte atent cum comunici. Pentru că de undeva din exterior, e posibil să fii atacat sub forma unei neînțelegeri. Și este esențial să menții o relație bună atât la muncă, cât și în viața personală. Pentru că stresul care îți vine din viața personală, o duci la muncă. Iar luna aici nu-ți promite să zicem ceva care să-ți aducă perfecțiunea sănătății genul acesta. Nu, aici emoțional poți să cazi într-o răceală, în ceva care vă afectează mai mult pe voi. Luna și regina de bâte. Și vedeți, asta este energia voastră. Aici vă spune din start, să fiți mai activi, să încercați să înțelegeți că voi dacă vă plunește totul în plan, va fi totul bine și atunci nici stresul acela nu l-veți avea. Pentru că stresul acela pur și simplu se implementează în mintea voastră și aveți impresia că nu aveți timp să le terminați pe toate și genul acesta. Deci nu le nu 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 le e bine să le dați la o parte. Deci fie că este o perioadă moderată sau vă simțiți foarte obosiți, lăsați-le pe toate la o parte. Aveți nevoie de, de o vacanță mică? Pur și simplu luați acea vacanță mică. Care este sfatul aici? Pajul de cupe. Fii creativ. Și lasă totul așa cum este. Ce vrea să-mi spună roata? 6 de săbii, patru de monede și soarele. În sfârșit, aici sunt călătoriile scurte pe care le faceți. Iar aici succesul, iar aici vă spune că în momentul în care vă vindecați din ceva care nu a mers, care ați fost blocat, soarele iese. Asta înseamnă că este marea, marea surpriză care vine. Aveți un mare noroc aici. Este ceva la care veți obține. Aveți grijă la comunicare, din nou aveți săbiile, și aveți grijă um, la felul în care anticipați ceva, pentru că vulturul asta vă spune aici felul de a anticipa ceva în momentul în care comunici ceva. Dar este foarte bună energia pe care o aveți. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi în dragoste. Cei care sunteți interesați, bineînțeles, vom avea două cărți, una din acest oracol. True Love. <laughs> Fiți atenți cum vorbiți pentru că nu vreți să schimbați ceva și aici este într-adevăr iubirea pe care voi ați așteptat-o. Încercați să vă exprimați și încercați să dăruiți tot ceea ce voi cu adevărat doriți. E, e fascinant de frumos. Și nu uitați că are numărul 30 și este 3, 3 de monede aici. Este de fapt o îmbinare a unei iubiri în care poate se așteaptă și al treilea. Haideți să vedem din celălalt oracol. Iar dacă într-adevăr sunteți într-o relație frumoasă, dați șanse relației respective pentru a avea un pic mai mult timp. Este tot ce vă rămâne, romantismul. Nimic nu luăm cu noi. Pentru unii dintre voi, posibil să aveți o relație cu cineva care este total diferit de religie, de cultura de unde sunteți și s-a meritat toată așteptarea. Deci, încă o dată, două mesaje de, la, de același tip. Să fiți fericiți și să fiți iubiți. Vă doresc o lună frumoasă, plină de bucurie, sănătate și ne auzim. Puteți intra pe site-ul meu www.wimcherryv.com sau puteți să intrați pe Astrovedic, pe canalul de astrologie. Și multe alte linkuri pe care le aveți direct pe canal, le puteți vedea. Vă mulțumesc din tot sufletul, la revedere.